Mi-a fost foarte greu să-mi scot acea imagine din cap. Mă găseam pe tunelul luminat și plângeam. Cu 38 de secunde înainte de final, când urma să câștig și să atac medalia de bronz acolo la Rio, Miranda, brazilianca, m-a provocat. Da, știu, puteam să conserv, dar ce sport e ăsta unde nu se merge la luptă? Culmea, la Londra, cu 4 ani în urmă, pierdusem la fel. Dezamăgirea a fost mare. Eram campioană europeană, medaliată la mondiale. Jurnaliștii m-au întrebat dacă voi avea forța de a continua. Știu că le-am răspuns că după atâția ani de judo, tot mai am câte ceva de învățat. M-am gândit numai la Tokyo. A venit pandemia, au venit și alte genuri de antrenamente. Am încercat să mă gândesc mai mult la ceea ce am de îmbunătățit. Și da, spre deosebire de anii trecuți, cred că am mai multă răbdare. Nu mă mai arunc din prima. Practic, s-a schimbat și stilul de viață. Înainte aveam competiții din două în două săptămâni. Erau extrem de importante pentru mine. Am așteptat ceva biletul pentru Tokyo, care a venit la mijloc de iunie. E clar că munca din ultima perioadă nu a fost în zadar. Eram pe locul 23 în ierarhia categoriei mele, așa că voi prinde cea de-a treia sărbătoare de acest fel. Judoul românesc are o singură medalie de aur, cea din 2008 a Alinei Dumitru de la Beijing, dar mă gândesc să schimb asta. Și mai e ceva care cred că mă ajută. Puțin știu că sunt născută pe 7 mai. Ok, la 2 ani după Sevilla, dar e o dată importantă și asta îmi dă speranțe.